Bună ziua, numele meu este Daniela Efrim și astăzi vom vorbi despre segmente proporționale. Raportul a două segmente este raportul lungimilor lor exprimate în aceleași unități de măsură. Raportul a două segmente nu depinde de unitatea de măsură. Avem AB egal cu 4 cm și CD egal 120 mm. Vrem să calculăm valoarea raportului AB supra CD. Pentru aceasta transformăm 120 de milimetri în centimetri, adică pe 120 îl împărțim la 10 și obținem 12 centimetri. Raportul AB supra CD este egal cu 4 centimetri supra 12 centimetri, adică egal cu 1 supra 3. În triunghiul EFG avem EF egal cu 45 de milimetri și FG egal cu 50 milimetri. Raportul EF supra GF este 45 milimetri supra 50 milimetri. Simplificăm unitate de măsură cu unitate de măsură, 45 cu 50 prin 5 și obținem 9 supra 10. În interiorul segmentului AB se consideră punctele M, N, P, Q, R, S, astfel încât AM congruent cu MN, congruent cu NP, congruent cu PQ, congruent cu QR, congruent cu RS, congruent cu SB. Determinați valoarea raportului AN supra NB. Determinați valoarea raportului AP supra PB. Determinați valoarea raportului AB supra RS. Notăm cu X lungimea segmentului AM. MN este X, NP este X, PQ este X, QR este X, RS este X și SB este X. AN este compus din AM plus MN, adică AN egal cu 2X. NB este egal cu 5X. Deci AN supra NB este egal cu 2X supra 5X, adică 2 supra 5, împărțim 2 la 5 și ne dă 0,4. AP este compus din AM plus MN plus NP, adică X plus X plus X, ceea ce înseamnă 3X. PB este egal cu PQ plus QR plus RS plus SB, adică X plus X plus X plus X, egal cu 4X. Obținem raportul AP supra PB, egal cu 3X supra 4X, 3 supra 4, 0,75. Raportul AB supra RS este egal cu 7x supra x, adică 7 supra 1 și este egal cu 7. AB este un segment și punctuiem pe acesta astfel încât MA supra MB egal cu 3 supra 4. Calculați valoarea raportului MB supra MA. Calculați valoarea raportului MA supra AB. Calculați valoarea raportului AB supra MB. Și calculați valoarea raportului MA plus 3MB supra 2MA plus 5MB. Utilizând proporțiile din MA supra MB egal cu 3 supra 4, obținem MB supra MA egal cu 4 supra 3. Pentru punctul B, valoarea raportului MA supra AB. Pornim de la raportul inițial MA supra MB egal cu 3 supra 4. Aplicăm proprietatea 2. Obținem MA supra MA plus MB egal cu 3 supra 3 plus 4, adică MA supra AB egal cu 3 supra 7. Punctul C. Valoarea raportului AB supra MB. Pentru aceasta pornim de la raportul MA supra MB egal cu 3 supra 4. Aplicăm proprietatea 3 și obținem MA plus MB supra MB egal cu 3 plus 4 supra 4, adică AB supra MB egal cu 7 supra 4. Și ultimul raport, MA plus 3MB supra 2MA plus 5MB, o să-l scoatem pe MB factor comun de la numărător și tot pe MB factor comun de la numitor. O să obținem MB supra MA supra B plus 3, totul supra MB pe lângă 2 MA supra MB plus 5 MB supra MB. Adică obținem MA supra MB plus 3
totul supra, 2 MA supra M plus 5. Înlocuim raportul MA supra MB, adică 3 supra 4 plus 3, totul supra, 2 ori 3 supra 4 plus 5. Aducem la același numitor, 3 plus 4 plus 3 supra 4, pardon, plus 12 supra 4, totul supra, 6 supra 4, plus 20 supra 4, adică 15 supra 4 supra 26 supra 4. Obținem 15 supra 4 înmulțit cu inversul lui 26 supra 4 este 4 supra 26, se simplifică 4 cu 4 și obținem 15 supra 26. Consideră segmentul AB având lungimea de 24 cm și un punct M situat pe segmentul AB, astfel încât MA supra MB egal cu 3 supra 5. Calculați lungimea segmentului MA, calculați lungimea segmentului MB. MA supra MB este egal cu 3 supra 5. Aplicăm proprietatea 2 la proporții derivate și obținem MA supra MA plus MB egal cu 3 supra 3 plus 5, adică MA supra AB egal cu 3 supra 8. MA supra 24 egal cu 3 supra 8. Deci rezultă că MA egal cu 24 ori 3 supra 8, adică MA egal cu 6 cm. MB îl calculăm ca diferența dintre AB și MA, adică 24 minus 6 egal cu 18 cm. Spunem că segmentele A1B1, A2B2, ANBN sunt proporționale cu segmentele C1D1, C2D2, CNDN, unde N este un număr natural, N mai mare sau egal cu 2. Dacă A1B1 supra C1D1 egal cu A2B2 supra C2D2 egal cu O și așa departe cu ANBN supra CNDN și egal cu K. Valoarea K a rapoartelor egale se numește factor de proporționalitate sau raport de proporționalitate. Centrul de greutate al unui triunghi se află la intersecția medianelor. Am învățat că centrul de greutate se află pe fiecare mediană la două treimi de vârf și o treime de latura opusă a acestui vârf. Mijloacele laturilor triunghiului ABC sunt A1, B1 și C1. Centrul de greutate al triunghiului ABC este G. El se află la intersecția medianei AA1 cu BB1 și cu CC1. Arătați că segmentele determinate de vârfurile A, B, C ale triunghiului cu centrul de greutate G sunt proporționale cu segmentele determinate de centrul de greutate și mijloacele laturilor BC, AC și AB. G este centrul de greutate al triunghiului ABC. A1 este mediană și conform celor reamintite mai înainte, AG este egal cu 2 supra 3 ori AA1, iar GA1 este 1 supra 3 ori AA1. Analog, BB1 este mediană, adică BG este egal cu 2 supra 3 din BB1 și GB1 egal cu 1 supra 3 din BB1. CG1 este mediană, CG este egal cu 2 supra 3 din CC1 și GC1 este 1 supra 3 din CC1. Obținem AG supra GA1 este egal cu 2 supra 3 ori AA1 supra 1 pe 3 ori AA1, adică simplificăm AA1 cu AA1 și obținem 2 supra 3 înmulțit cu 3 supra 1, adică 2. Raportul BG supra GB1 este egal cu 2 supra 3 BB1, totul supra 1 pe 3 BB1, adică 2 supra 3 ori 3 supra 1, adică 2. CG supra GC1 egal cu 2 supra 3 CC1 supra 1 pe 3 ori AC, adică egal cu 2 supra 3 ori 3 supra 1 și este egal cu 2. Raportul de proporționalitate este 2. AG supra GA1 egal cu BG supra GB1 egal cu CG supra GC1 și este egal cu 2. Se consideră E simetricul punctului A față de mijlocul D al laturii BC a triunghiului ABC. G este centrul de greutate al triunghiului ABC.
Arătați că E asupra ED este egal cu G asupra GD. G este centrul de greutate al triunghiului ABC. AD este mediană. Înseamnă că G se găsește la două treimi de vârf și o treime de bază, adică GA este egal cu 2 supra 3 ori AD, iar GD este egal cu 1 supra 3 ori AD. GA supra GD este egal cu 2 supra 3 ori AD, totul supra 1 pe 3 ori AD, adică 2 supra 3 ori 3 supra 1 și este egal cu 2. AD este congruent cu ED, deoarece E este simetricul lui A față de punctul D. AD congruent cu ED. EA înseamnă că este egal cu 2ED. Raportul EA supra ED este egal cu 2ED supra ED. Simplificăm și obținem 2. EA supra ED este egal cu GA supra GD. Propunem spre rezolvare următoarea problemă. Punctul M aparține segmentului AB de lungime 20 cm, astfel încât MA supra MB egal cu 3 supra 7. Calculați lungimea segmentului AM, calculați lungimea segmentului MB, calculați valoarea raportului MA supra AB, calculați valoarea raportului AB supra MB, calculați valoarea raportului MA plus 3MB supra 2MA plus MB. Îți mulțumesc că ai fost alături de mine în această călătorie, în lumea matematicii. Pe data viitoare!